instanța a emis o decizie prin care regele Carol al II-lea era obligat să restituie unele proprietăți și să plătească statului peste 11 miliarde de lei despăgubiri. În resentimentele sale față de suveranul care abdicase la 6 septembrie 1940, Ioan Antonescu n-a sezizat că autoritatea regelui Mihai nu ar fi putut fi contestată de niciun comandament al armatei și nici de vreo instituție civilă. Este un tip de alianță politică care i-ar fi prins bine lui Antonescu dacă ar fi cultivat-o. În regimul autoritar pe care și-l constituia, Antonescu nu a avut niciun partid pe care să se sprijine la guvernare, iar palatul era ținut într-o izolare care, în cele din urmă, în august 1944, s-a întors împotriva conducătorului. Mareșalul a organizat și două plebiscite. Vroia să știe dacă românul de rând îi aproba acțiunile sau nu. A avut însă prevederea să le organizeze în două momente cheie favorabile guvernării sale. O dată după înfrângerea rebeliunii legionare și restabilirea ordinii și a doua oară după eliberarea Basarabiei și încheierea operațiunilor în Transnistria. Rezultatele îi erau net favorabile. Peste 99,9% în favoarea regimului. Era oare convins mareșalul în sinea lui de acest sprijin aproape unanim din partea populației? Un lucru este cert. Mareșalul avea puteri depline. S-a folosit însă de ele de obicei în limitele stabilite de legislația civilă, economico-financiară și culturală, aflată în vigoare până în anul 1940. La ele s-au adăugat legi și ordonanțe civile cerute de starea de război. Pe această listă se înscriu următoarele. Decretul lege pentru reprimarea forțelor ce pun în primejdie existența și interesele statului, care reglementa regimul armelor, explozibililor și muniției. Decretul lege pentru activarea producției, regimul prețurilor, reprimarea speculei ilicite și a sabotajului economic. Prin acest ultim decret, delictul de crimă de sabotaj se sancționa cu muncă silnică de la 5 la 20 de ani, plus confiscarea mărfurilor. Distrugerea în parte sau în întregime a fabricilor, întreprinderilor sau depozitelor cu intenția de a se sabota producția se sancționa cu pedeapsa capitală. Munca devine o datorie. Iată cum suna îndemnul lui Antonescu în această privință. Fiecare locuitor al țării este obligat să servească interesele generale ale statului român, îndeplinind o muncă în cadrul îndeletnicilor individuale sau de folos obștesc. Munca căpăta reglementări variate. Se introduce și un decret lege asupra regimului muncii în timp de război, prin care încetarea lucrului, fără aprobări speciale, este calificată drept sabotaj și pedepsită cu închisoare de la 5 la 20 de ani. Mobilizarea agricolă a fost de asemenea legiferată. Persoanele apte de muncă, dar care nu puteau dovedi că lucrează efectiv, puteau fi obligate să presteze muncă în folosul obștesc, în tabere sau colonii special organizate. Antonescu a încercat în același timp și o recompensare a muncii prin mărirea salariilor, fără să se mărească însă și plafonul prețurilor. Presa era și ea dirijată. Antonescu dorea ca aceasta să fie colaboratoarea zilnică a guvernului. Opinia publică, spunea el, trebuie pregătită printr-o propagandă care să fie susținută de toate jurnalele. Presa să termine cu dezmățul din trecut,
cu descrierile de crime care exaltă sentimentele bestiale ale oamenilor. Să se termine cu procesele senzaționale. Acestui tip de propagandă îi opunea o presă care să trateze problemele interne fără nici o violență. O presă decentă ca presa engleză, cum obișnuia Antonescu să o caracterizeze. Punea accent pe problemele legate de granițele noastre, de drepturile noastre, de aspirațiile poporului român, care trebuie tratate de presa noastră, nu abandonate. Se știe că generalul Antonescu și-a îndreptat mereu atenția spre armată și s-a sprijinit pe ea în momentele decisive. Se pune întrebarea: cât a reușit legiunea să pătrundă în armată? După rebeliune, anchetele oficiale au dat la iveală un număr redus de militari simpatizanți ai legiunii. Față de legionari, SSI-ul a acționat, să spunem, clasic, prin infiltrare de agenți. Practic, documentele SSI-ului după rebeliunea din ianuarie demonstrează clar că mișcarea se scindase în patru grupuri. Unul singur era sinist, celelalte doreau o împăcare, o colaborare cu regimul lui Antonescu. Practic au fost câteva tentative, una în primăvara lui 1942, când mareșalul Antonescu urma să facă un drum spre Sinaia. Un grup de legionari intelectuali chimiști care lucrau la Astra Română au pus la cale o tentativă, au minat podul de cale ferată care trecea spre Ploiești Sud și fixaser chiar în conivență cu doi generali activi și cu Petrovicescu, care se afla în detenție la penitenciarul din Deva, o lovitură de stat să preia conducerea. Toată această afacere a fost din timp urmărită de SSI, chiar i-a lăsat pe acești complotiști să aibă o legătură cu Petrovicescu, cum spunea Eugen Cristescu, ca să prindem toate firele afacerii. Practic i-a avut sub control tot timpul.